Iarna, mecanicul lui Henry spuse: mâine pornim de vreme, trebuie să luăm scrumbia zburătoare. Să nu-i spui lui Gordon, dar cred că dacă tragem frumos scrumbia, controlorul cel gras ne va lăsa să tragem rapidul. Cărbunele special pe care ți l-am dat dă roade. Ura! Strigă Henry. Va fi minunat! Portul maritim de lângă gara mare e folosit de tot felul de nave. Sunt nave cu pasageri, nave cu mărfuri, dar și navele de pescuit vin tot aici. Ele vin să descarce peștele pe chei. O parte merge la magazinele din oraș, iar restul cu un tren special spre alte locuri îndepărtate. E trenul pe care ceferiștii îl numesc scrumbia zburătoare. Henry era pregătit la ora 5. Era zăpadă și ger. Oamenii se agitau și strigau, încărcând vagoanele cu lăzi cu pește. Închisă ultima ușă. Conductorul își arătă lampa, iar scrumbia zburătoare era gata de drum. Haideți, haideți, nu fiți caragioase! Le pufăi Henry vagoanele. Vagoanele se târșiră și pomeniră. Hodronc, tronc, hodronc, tronc, bine, bine! Așa e mai bine, pufăi Henry. Coșul său în aerul rece, iar lumina focului strălucea. Repede, repede, gâfâia Henry. Mergeau bine, lumina devenea tot mai bună. Indicatoarele arătau verde când treceau ei. Apoi, în fața lor le-a apărut un indicator galben. Mecanicul se pregăti să oprească, dar indicatorul se schimbase. E liber, Henry, putem continua! Nu știau că înghețase macazul între linia principală și linia secundară și că indicatorul trebuia să arate pericol, dar căzuse sub greutatea zăpezii. Un mărfar aștepta la o parte ca să treacă scrumbia zburătoare, iar mecanicul și fochistul beau cacao în vagonul de serviciu. Trebuie să ajungă scrumbia, spuse conductorul. Cui pasă, spuse fochistul. Urcă mecanicul. Hai, fochistule, înapoi la locomotivă. Ieșiră tocmai la timp. Sărirea afară înainte de impact, dar Henry zăcea năucit și surprins. Controlorul cel gras veni să-l vadă. Semnalul era căzut, domnule, spuse Henry. Capul sus, Henry, n-a fost vina ta. Gheața și zăpada au provocat accidentul. Te trimit la crew, un loc bun pentru locomotivele bolnave. O să-ți dea o formă nouă și un focar mare mai bun. Te vei simți ca nou și nu vei mai avea nevoie de cărbune special. Nu-i așa că va fi bine? Ba da, domnule, răspunse Henry, ezitând. Lui Henry îi plăcu la crew, dar se bucura că se întoarce acasă. O mulțime de oameni îl așteptau să sosească în forma sa nouă. Arăta atât de splendid și de puternic încât îl aplaudară de 3 ori. Hip, hip! Fluieră el. Mulțumesc foarte mult! Regret să spun că mulți copii întârzi adesea la școală pentru că așteaptă să vadă pe Henry trecând. Adesea îl văd trăgând rapidul. O face atât de bine că Gordon e invidios.